Bun găsit la o nouă ediție Romi pentru România! Și în această săptămână, echipa emisiunii noastre a vizitat mai multe comunități de rom din județul Buzău, iar în această ediție vă prezentăm cum își duc traiul cu bune și cu rele romii din localitățile din sud-estul țării. De asemenea, în cea de-a doua parte a emisiunii, în cadrul rubricii Inforom, vom trece în revistă principalele evenimente derulate de către Partida Romilor în această săptămână. Rămâneți alături de noi! Romi pentru România începe chiar acum! După mai multe săptămâni în care echipa emisiunii Romi pentru România a scos la lumină condițiile de trai greu de îndurat din comunitățile de rom din țară, ne-am îndreptat atenția către situația din județul Buzău, mai exact din localitatea Zărnești. Cu puțin peste 4500 de locuitori, comuna găzduiește două comunități însemnate de romi în satele Vadu Sorești, respectiv Fundeni. Ajunși în inima localității, constatăm că aceasta emană ospitalitate, iar gospodăriile și spațiile publice sunt bine puse la punct. Am avut ocazia să-l întâlnim la sediul primăriei, chiar pe edilul comunei Zărnești, care ne-a primit cu ușa deschisă pentru a discuta despre romii care locuiesc aici. Primul lucru pe care mi l-am propus a fi schimbat în comună, din punctul meu de vedere, adică cu asta am plecat la drum, ar fi de a schimba mentalitatea oamenilor. Interesant. Pentru că, văzând de-a lungul timpului ce se întâmplă în jurul meu, locuiesc în comuna asta, aici m-am născut, aici am crescut, mi-am făcut studiile în București, dar văzând și acolo cum e, văzând și aici cum e, mi-am dat seama că acolo, până la urmă, e cea mai mare problemă. Mentalitate legată de mediul din jurul nostru, de copiii noștri, de modul de a ne purta, de bunul simț pe care ar trebui să-l avem. Și cred eu și atitudinea funcționarilor față de cetățenii din comună, văzând de-a lungul timpului cum funcționează lucrurile. Eu am și lucrat ca secretar vreo 15 ani, tot în primărie, inclusiv aici în primăria. Deci cunoașteți bine problemele. Da. La primul moment credeam că le cunosc foarte bine, dar între timp vezi că sunt lucruri pe care nu le vezi din afara primăriei. Să zicem, ajungând aici, constați că sunt mult mai multe probleme decât cele pe care le vedeai din afară. Cetățenii sunt cetățenii comunei. Indiferent că sunt romi sau că sunt de naționalitate română, rom sau alte naționalități, că mai nou mai avem și alte naționalități, mai puține, bineînțeles, dar din punctul meu de vedere, toți au aceleași drepturi, adică nu trebuie tratat, știu eu, etnia, naționalitatea ca fiind ceva diferit. Și cred eu că în comuna Zărnești, la momentul ăsta, nu există o atitudine din asta care să arate ceva, o aversiune. Nu se poate vorbi de segregare în niciun caz. În niciun caz, din punctul meu de vedere. Adică n-am observat o astfel de atitudine în comună. Da, spuneți-mi, vă rog, adică ce faceți aici în Zărnești, unde este primăria, încercați să faceți și în comunitățile de romi amintite, absolut, nu? Dar comunitățile de romi sunt în apropierea primăriei, să zicem, că avem aici în satul Fundeni, care e la doi pași de noi. Și, în general, acum, în ultima perioadă, în ultimii ani, din ce am observat, romii au, în perioada de urmă, să luăm un 20-30 de ani, să zic că aveau o situație materială mai precară, comparativ cu românii. Numai că, zic eu, că în ultima perioadă au plecat prin străinătate, lucrează prin oraș, adică au ajuns cumva la un nivel care e undeva acolo. Și mulți dintre ei și-au luat case, adică au plecat din comunitățile care în perioada copilăriei mele erau foarte compacte, să zicem, și nu prea ieșeau în alte zone din comună, nu aveau locuințe, nu aveau, dar acum observă că au cumpărat și deja cumpără case și în alte zone, în alte sate, nu mai e, să spunem, ceva foarte concentrat în cele două zone. După discuția cu primarul comunei, ne-am îndreptat spre satul Vadu Sorești pentru a verifica informațiile primite de la autorități. Aici ne-au atras atenția casele aspectoase și bine gospodărite de la drumul principal. Nu aceeași situație am întâlnit-o însă pe ulițele mai restrânse, în liniștea cărora ne-am permis să pătrundem. Aici, în spatele aparențelor, am descoperit că viața nu este deloc roz, în ciuda preferințelor cromatice ale locuitorilor din Vadu Sorești. Îndepărtându-ne de drumul principal, am remarcat casele mai modeste, dar și lipsa
lipsa infrastructurii de bază, precum asfaltul și apa potabilă. Ba chiar locuitorii ne-au înștiințat că sunt nevoiți să aducă apă de la o distanță considerabilă, pentru nevoile casnice și pentru a avea ce să bea. În ciuda dificultăților, am fost impresionați de demnitatea și perseverența oamenilor din această comunitate. Spuneți-mi, vă rog, cu ce probleme vă confruntați? Problema mea este pentru că omul este, nu aude și mi-a făcut ajutor social să mă duc și la muncă. Am 4 copii. Cum vă descurcați aici? Greu. Dar văd că totuși casele sunt destul de bune, așa, bine făcute. Din mi-a făcut o casă, pentru că aveam o casă dărâmată și... Am înțeles. Da. Și copiii merg la școală? Da. E departe școala de dumneavoastră? Nu e departe, că se duce cu autobuzul. Localitatea noastră e o localitate cu oameni cu minți, muncitori. Copiii sunt trimiși la școală, curați. Mai sunt probleme socioeconomice, deci e mai greu cu locurile de muncă. Dacă ar fi locuri de muncă, poate și viața lor ar fi mai bună și mai frumoasă. Pentru că am făcut și diagnoza comunității Povadul Sorești, sunt foarte mulți oameni care nu au acte pe casă. Da, și pe funde ne avem probleme pentru acte la casă. Da? Acum 2 săptămâni am avut o discuție cu domnul primar. Ne-a promis că dânsul o să facă tot posibilul să rezolvăm această problemă. Trebuie să așteptăm. Unii trăiesc doar din ajutor social. Aici predomină pentru că neavând o diplomă care să-i ajute. Sunt mai mult muncitori care lucrează cu ziua sau în ferme. Poate pot să aduc în discuție că ne-ar fi bine și un mediator școlar. Și chiar și un mediator sanitar, pentru că nu avem în comunitate. Știți că lipsa unui mediator sanitar se cunoaște pentru că, să vă spun sincer, în comunitate predomină bolile. Da? Ce se confruntă locuitorii de aici? În afară de problema cu tensiunea și diabetul, predomină cancerul. Ar fi bine dacă ar fi proiecte de screening sanitar, atunci femeia romă ar fi educată din punct de vedere sanitar și îndrumată să facă un control poate odată la un an sau chiar niște analize. Suntem niște oameni amărâți. Nu avem posibilități. Am îmbătrânit, la muncă nu mai putem merge nicăieri. E situația gravă. Totuși am înțeles că unii dintre ai dumneavoastră mai merg în străinătate, muncesc, da, la merg, căpșune. Da. La... da, normal că merg. Care sunt mai tineri au plecat. Da. Au 15-16 ani de când sunt plecați. Vin și ei când, în august. Și aici au rămas mai mult bătrânii, copiii și femeile, nu? Femeile și neputincioase. Nu mai pot face față la... situația care este aia. Spunea o doamnă puțin mai devreme că e destul de greu cu apa, că trebuie să meargă vreo 500 de metri până la o fântână să ia apă, să spele pentru copil, pentru mâncare. Normal că dacă nu a avut posibilitate să tragă și apă, că avem apa atrasă. Aveți aici, dumneavoastră, aveți personal? Avem, da, eu am. Avem rețeaua care e pusă și am tras apă, care am putut, ne descurcând, mi-am descurcat așa cum am putut. Și noi, primăria și cu domnul director de la școală, ne-am implicat ca toți copiii din comună să aibă acces la educație și să fie cumva încântați de a obține educația necesară. Pentru că, sincer, și în cei 3 ani și ceva de când sunt primar, m-am concentrat foarte mult pe partea de ce înseamnă educație și învățământ în comună. Merg copiii romilor la școală, da, fără, da, probleme, da? Da, da. Adică, cu mici excepții, să spunem, adică dar nu la... abandon, nu vorbim de abandon sau de... Nu, vorbim de un fenomen, știu eu, adică chiar, din ce știu, legat de școală, chiar nu avem probleme de genul ăsta. Într-adevăr, mai sunt familii care sunt în situații materiale mai precare, am încercat să-i ajutăm.
am vrut că nu terminasem despre școală, am vrut să facem școala un știu eu, un lucru atrăgător pentru copii. Am încercat, inclusiv cu domnul Marcel, să facem, să se facă sporturi pentru copii, fotbal, handbal, lupte, avem și am acționat în direcția asta pentru a-i aduce că și făcând sport și acolo pleacă educație, schimbarea mentalității și toate cele, plus că diferențele astea între etnii dispar atunci când sunt toți în aceeași competiție, echipă, să zicem, da, exact, unește, aceeași competiție este. Și n-au existat. La școală încercăm, acum avem un proiect PNRR care îl implementăm pentru dotarea școlii cu mobilier, aparatură tehnică, cu toate cele. Și v-am spus, din punctul meu de vedere, cel mai bun lucru care ar putea și ar trebui să se întâmple în perioada următoare pentru romi ar fi să avem locuri de muncă mai multe. Față de acum 3 ani, când ați venit la primărie ca edil, au început să dispară, adică a scăzut ajutorul social. Da, a scăzut, statistic vorbind, numărul de dosare bine. De ajutor social. Erau foarte multe, mulți v-am spus, bine, acum e și o politică la nivel județean și național, în sensul de a atrage oamenii care sunt în dosarele de ajutor social, de a atrage în zona pieței de muncă, da, pieței muncii. Și într-adevăr, să cunoaște, știu, o reducere mult a zonei de asistență socială. Nu ne-a făcut nimic în comună asta, absolut nimic, de când a intrat domnul primul, nici asta nu ne-a făcut. Să laudă degeaba, că face că trebuie. Noi mergem acum în comunitate. Ce a făcut? N-a făcut nimic atunci. Puneți concret pentru ce problemă ați venit la primărie. Pentru ce? Pentru pământ, acasă, să-mi fac actele pentru casă. Și găsiți înțelegere la primar? Nu prea înțelegere, că nu se măsoară bine. N-am măsurat bine. Cei care am mers cu ei la fața locului, n-am măsurat bine. Păi, e o altă, fie o firmă, da? De cadastru. La București, experți, să măsoare, că văd că nu se dă niciun rezultat aici. Să măsoară fals. Una. A doua, am un vecin. 3 sesizări am făcut, care am vecin lângă mine. Rampă de gunoi. O să sun acum așa la... Cum îi spun, la sanipiz, aduc sanipizul, din un an de zile mă zbat cu ei și niciunul nu ia măsuri, spui pe față, mie din niciunul. Păi nu mă interesează partidul, nu mă interesează nimic, decât egalitate să fie. În general, la toate măsurile luate de domnul primar, cu comunitatea noastră de romi, sunt lucruri adevărate. Că mai sunt multe de făcut, sunt multe de făcut. În perioada 90-2000 m-am ocupat de Partida Romilor, organizația locală, după care am plecat în Madrid, m-am angajat și am lucrat cu acte în regulă acolo, după aceea m-am reîntors înapoi. Când am venit de acolo s-au găsit multe, multe lacune, comunitatea romă fiind abandonată pur și simplu, fiind ignorată, iar acum lucrurile s-au cam așezat la locul lor, pentru că ne-am implicat pentru a integra, a participa la educarea lor, la școală, la abandonul școlar l-am redus la minim. Există abandon școlar, dar e foarte mic. Avem 90 de copii de etnie romă în școală din 300, care se prezintă foarte bine la medii, la note, avem 10 copii, acum sunt adulți, au terminat facultățile de management, administrație locală, sunt angajați în companii din orașul Buzău, sunt angajați în țară, deci ne-am implicat pe cât am putut noi să rezolvăm această problemă cu integrarea și cu educația în primul rând, că de acolo pornește toate. Oferi sunt multe, să știți. Deci suntem la început de drum. Ne bucurăm că am așezat lucrurile la locul lor. Suntem la început de drum, încă o dată spun. Mai avem multe de făcut, multe de făcut, încă nu le-am făcut pe toate și ne vom implica în mod deosebit pentru a integra în primul rând comunitatea noastră romă, pentru că a fost lăsată de izbeliște timp de
face socoteala, din 90 până acum 4 ani de zile, când a, acum 3 ani când a intrat. 3 decenii, mai bine. Da. Deci a fost abandonată pur și simplu. Și noi, acum revenind mulți din afară, educați acolo, știți cum este în Occident, acolo trebuie să fii la linii, la milimetru. Noi am venit cu ideile de acolo și le aplicăm. Pașii ne-au purtat și către cea de-a doua comunitate de rom din Zărnești, cea din satul Fundeni. Aici locuitorii întâmpină alte probleme. Noi avem și noi rugăminte, dacă se poate aici la primăria asta, la Zărnești, la primăria Zărnești, să ne aducă și nouă un excavator aici, să stopi și nouă aici groapa asta, mizeria asta, care e infectat aici, așa, ce facem? Deci noastră aveți o casă, văd, serioasă și, din păcate, sunteți vecini cu ce? Cu, da, cu o casă părăsită. Ei amărât, săracu, vai de capul. Deci nu e părăsită casa, nu, dar... Trăiești o persoană aici, dar n-are condiții, muncește și el pânsat cu ziua să poată să întrețină. Și am vorbit odată cu primarul să ne aducă și nou. Proprietarul e de acord să vină cineva de la primar? Proprietarul e de acord, deja știm că am vorbit odată cu primarul, dar nu s-a luat măsuri, nu a venit. Vă mai întreb, gunoaiele alea sunt aruncate de mai mulți din comunitate sau ale lui sunt? Domnule, era groapă mare acolo. Când era mama lui, făcea chirpici, cărămidă, cum era înainte, de vindea. De la om din curte. Da, și aia a rămas așa. Și acum toate gunoaiele care au fost după aici, după la lume, se cară acolo. Și toată infecția asta, unde vine? Mirosul. Adică vara nu puteți să stați normal, afară. Normal. Și dacă era posibilitate să vină, să ne facă și nouă măcar aici. Dar alte nemulțumiri mai aveți aici? N-aveți aici? Nu, alte mulțumiri nu sunt. Aveți apă, dumneavoastră aveți apă, da? Da, avem. Aveți în casă, aveți baie, aveți... Da, avem. Avem condiții, da. Și ar mai fi o problemă cu că nu e asfaltat, da? Asfaltatul drumurilor, că s-a promis de atâta timp și dar nu s-a făcut nimic. Nici pe străzi, nici pe uliții, pe nicăieri. Așa a rămas. Acolo sus iar e rău că când vine apă mare și asta, vine pe uliță și îi trâncurte la toată lumea. Adică puneți mai tot timpul în sezonul rece cizme, da? Normal. Mergeți cu dalea de cauciuc. Normal, ca să poți să ieși afară normal. Încă era mai rău, dar am mai făcut așa, cât de cât am mai pus balastul de ăsta. Da. Dar cum era înainte, nu puteam să ieșim nici pe stradă. Cine a făcut nou primar aici? Ne-a făcut ceva? De că l-a murit Ceaușescu? Ce ne-a făcut? Nu ne-a făcut nimic. Am înțeles. Deci drumul nu e cum trebuie. Da. Apă n-aveți? Da. N-aveți? Aveți sau n-aveți? Avem. Apă eu n-am. De unde să am dacă n-am bani? Muncesc pe drumuri. N-aveți nici măcar o cișmea de la care să luați? Sau... Așa, da, avem de să luăm. N-aveți în casă asta, zice. Da, în casă de unde să am dacă pasta o dărâm. Deci noastră aveți toată bunăvoința să vină primăria cu un utilaj să vă îndrepte aici terenul și să scoată mizeria, da? Da, băi, șeful, de-aia am dat aici să dărâm tot, să îndrepte. Ați fost la primar, ați vorbit cu primarul despre treaba asta? Da, și n-a venit. Au dat, ați fost în audiență la dânsul și de ce nu vă mai duceți? Păi, de ce să mai mă duc dacă n-a venit? Poate a doua, a treia oră cu noroc, vă zic, nu știu. Nu știu dacă o veni. Domnul Bolav a murit, tot așa, a fost de cu capul, m-a chinuit 5 ani de zile cu el și a murit. El e din Boronești, din Căsărin, n-am pe nimeni, n-am copii, puteți să bați toată casa, s-o controlat și să întrebați de mine. Că nu am pe nimeni. Am avut un nepoțel, mi-a păcut și mie gazul să abai de lumii și mă ceartă mereu, mă ceartă, mă face totuși că zicea da banii. Și am zis, mă, dacă mor te rămâniți, nu iau mai am grijă, am scăpat de tine, gata. Și acum, eu ce să fac dacă n-am pe nimeni? Deci, ca să înțeleg, v-a făcut gardul care arată bine, dar aveți probleme cu casa, cu casa, da? Cu casa, m-am uitat, coperișul, și hai să vedeți în casă cum plouă. Deci plouă? Când plouă? Da, când plouă, pușul, Ligiane, pușul. Ce să fac? Altfel n-am ce să fac. Păi Ligian, pe pat, unde dorm? Ați încercat la primărie să cereți un ajutor, da, ceva? Nu primar, i-a mai zis, dar să luăm măsuri, a zis omul, n-a zis că nu. Să luăm măsuri, să vedem, o să vii cineva, să vadă. Să cam vină și ploile acum. Vine ploile și te vai de capul mic, ia o în casă. Suntem amărți, uite, vezi cum aduc un lemn din Braj. Ați văzut și dumneavoastră, n-avem niciun vinit, n-avem unde să ne ducem. La muncă nu este, n-avem unde să ne ducem. Locuiți în casa asta, n-arată prea bine. Da, aici locuim, aici de 10 ani de zile noi locuim aici. Și ăsta este unchiul meu și aia bătrână este bunica mea, care am eu grijă de ea.
nu avem niciun venit. Noi mugim cu ziua ca să trăim de azi cu ziua. Și ce avem niște găini de astea care și noi le cumpărăm ca să avem un ou, ca să avem cu ce să mâncăm. La primărie se știe situația noastră? Da, știe, se știe, se știe. Se știe. Vă ajută cu ceva? Aveți vreun ajutor social? Aveți, doamna? Nu, mama are atâta, 3 milioane are ajutor atât. Nu mama mai are. Altceva noi n-avem. Mugim cu ziua. Cu ziua, acolo, unii găsești, acolo, la oameni, la vecini, unii găsim. Mugim cu ziua, n-avem servici, n-avem nimic. Am tras concluziile vizitei noastre alături de președintele Partidei Romilor filiala Buzău, profesorul Călin Iosif, punând cap la cap ceea ce am identificat în această comunitate buzoiană. Fiind o comunitate destul de importantă, aproape 1000 de romi în această comunitate, încercăm să venim în ajutorul lor cu tot ce poate Partida Romilor să le oferă. Sprijin în zona educațională, în zona de relații cu autoritățile, pe partea de infrastructură, să vedem cum reușim să determinăm autoritățile să extindă sau să îmbunătățească infrastructura stradală, utilitățile, infrastructura școlară, toate celelalte categorii de lucrări publice care cad în sarcina autorităților locale. În prima comunitate în care am fost, am văzut că lucrurile arătau chiar foarte bine, cu o mică excepție exact acolo, da, unde câteva case, am și filmat. Da. Exact, câteva case acolo unde am filmat. Să știți că, într-adevăr, comunitatea din Fundeni, Zărnești, din Zărnești, discutăm acum pe total comunitate din comuna Zărnești, este o comunitate închegată cu fără foarte mari probleme de infrastructură sau de altă natură. Acolo o problemă este că singurele locuri de muncă pe care le oferă, să zicem, împrejurimile sunt cele din municipiul Buzău, oamenii fac naveta, mulți, foarte mulți dintre ei sunt plecați în străinătate, dar în general este o comunitate așezată, fără probleme complicate de natură relațională cu comunitatea română sau cu autoritățile. Bineînțeles că sunt și cazuri singulare în care nu toată lumea este mulțumită de modul în care autoritățile le rezolvă problemele personale, dar în general, discutând la modul în care se implică autoritățile locale în rezolvarea problemelor comunității, și nu mă refer la cele individuale, ci la cele care implică întreaga comunitate, este o relație bună și o implicare destul de bună a primăriei. Da, am văzut și unele paradoxuri acolo, adică primarul a insistat că au apă, da. Eu am refuzat să cred că în casele în care mergem o să întâlnim apă, dar s-a dovedit că unii dintre ei chiar aveau apă trasă în casă. Ce se întâmplă? Aceasta este una dintre sarcinile prioritare ale oricărei administrații locale. Să treacă cu utilitățile pe la gardul cetățeanului, până în poarta lui. Da. De acolo, racordarea și-o face fiecare cetățean în funcție de posibilități, pe banii proprii. Dar știm că au fost și proiecte europene în anumite localități, n-a fost cazul Zărnești, pentru că nu a fost, în care cetățenii, inclusiv pe partea de branșament, din stradal până în casă, au putut să beneficieze de finanțare pentru a se branșa la utilități. Încercăm acum să vedem, în condițiile în care există numeroase familii care nu se pot branșa din cauza fondurilor insuficiente, să încercăm să-i ajutăm să găsim o modalitate printr-un proiect, că sunt și proiecte din acestea pe fonduri naționale care pot sprijini astfel de activități. Care credeți că ar fi nevoile stringente ale lor acolo? Acolo există de asemenea, ca în toate localitățile unde locuiesc romi, probleme cu actele de proprietate. Și ați văzut că chiar cetățeanul acela care venise cu gura mare, să zicem așa, între ghilimele, la primărie, că ei avea o problemă de partajare a unui teren care, mă rog, nu intra în atribuțiile primăriei, dar aceasta este o dovadă a faptului că acolo sunt probleme la nivel cadastral. Că oamenii trebuie să-și facă carte funciară, dacă vor să-și tragă gaze, dacă vor să-și tragă apă, dacă vor să-și tragă utilități, au nevoie de un document care să ateste faptul că ei sunt proprietari pe locuința respectivă. Și din această cauză, cred că ar trebui să insistăm, pentru că e situația generalizată, e la nivel de țară, în general, în comunitățile de romi, există această problemă.
cu actele de proprietate pe locuințe pe care le dețin în fapt, dar pentru care nu posedă niciun act de proprietate. De aici pleacă toate problemele. Exact. Da, branșamentele la utilități nu se pot face. Cei mai mulți dintre furnizorii de servicii de utilități solicită un document de proprietate, care nu poate fi altul decât, mai ales în zonele rurale, decât actul de înregistrare la primărie. În cealaltă comunitate, la Fundeni, da? Am văzut alt tip de probleme. Și da, o să vreau exact, să discutăm puțin. Acolo erau mai mult problemele cetățenilor. Corect, pe da. Pe care primăria... N-are, nu prea are cum să le rezolve. Sunt probleme de ordin personal, de ordin familial, care nu pot fi gestionate de către autoritățile locale. Pe partea de infrastructură, pe partea de servicii, pe partea de tot ce ține de administrație, în zona aceea din Fundeni, exista și era într-o stare foarte bună. În schimb, cum să spun eu... Bunurile personale. Bunurile personale, proprietățile personale, în care nu prea poți tu, autoritate publică, să te implici, să sprijini, pentru că nu ai cadrul legal. E, în aceste condiții, acolo sunt probleme de altă natură, care țin de, să zicem, de atitudinea fiecărei persoane față de muncă, față de propria gospodărie, față de relația cu vecinii, care nu exced cadrului administrativ. Sigur, ar putea fi cumva încadrate, nu? În cazul celui cu gunoiul, ar putea să devină focar de infecție sau în cazul... Cel care ne-a solicitat să mergem, să zic, este o problemă personală pe care el nu poate să o gestioneze. A adunat foarte multe reziduri. Așa, care la un moment dat pot să devină o problemă din perspectiva igienei publice. Ar mai fi ultimul caz ce am filmat. Acolo mi s-a părut că acea casă era într-o situație dramatică și pericol de prăbușire. Pericol așa, de la o primă prăbușire. Vedere. Ce se întâmplă? Există situații punctuale pe care administrațiile locale le pot rezolva. Atunci când există pericol iminent de a cauza răniri de persoane, deces și așa mai departe, datorită, să zicem, modului în care construcția rezistă. Sunt situații în care, să zicem, în urma unor ploi abundente, în urma cade acoperișul sau cade structura de rezistență, se întâmplă ceva, se prăbușește casa și pune în pericol viața celor care locuiesc înăuntru. În astfel de situații, primăriile pot interveni, dar trebuie foarte rar, cum să spun, intervin din proprie inițiativă. Trebuie să existe o solicitare. Adică sau dacă ar fi existat un perete, să zicem, al casei, care să fie pericol public pentru trecători. Pentru trecători. Da, atunci era mai simplu. Care să pericliteze viața celor care traversează comunității, Da, care se deplasează pe trotuar și ar fi în pericol. Da, dar nu exista un astfel de pericol. În schimb, există altceva și aici trebuie să spunem lucrurilor foarte clar. Familiile acelea nu se preocupă suficient de bine, deci ca să folosesc un eufemism, așa să nu fiu prea dur, nu își dau toată silința ca să-și pună bunurile în ordine. Deci aici există o anumită delăsare care nu e caracteristică numai romilor. În general, sunt în orice comunitate întâlnim astfel de situații. Dar acestea sunt, cel puțin în comuna Zărnești, sunt cazuri singulare, izolate. Da. Deci, da, acolo putem interveni noi să-i sprijinim, dar îi sprijinim până la următoarea problemă. Pentru că acea, să zicem, că apare, se fac niște reparații cu niște bani primiți de undeva, de la o fundație, de la primărie, acea locuință rezistă până la, se degradează din nou. Deci, pentru că respectivii proprietari nu sunt gospodari, știți, ca să poată să întrețină acel bun, măcar să-l întrețină. Așa arată realitatea romilor din comuna Zărnești, județul Buzău. Sunt încă multe probleme care se cer remediate și care au nevoie în continuare de atenția și implicarea autorităților. În acest sens, apreciem deschiderea pe care am întâlnit-o la primăria Zărnești și sperăm să existe în continuare progres pentru comunitățile de rom din satele Vadu Sorești, respectiv Fundeni. Nu plecați! Emisiunea Romi pentru România continuă. Revenim după o scurtă pauză. La
Târgoviște, în sediul Partidei Romilor, a avut loc duminica trecută o întâlnire de lucru a conducerii Partidei Romilor cu autoritățile județului Dâmbovița. Delegația centrală a Partidei Romilor a fost compusă din președintele Nicolae Păun, secretarul general al Partidei Romilor, Bogdan Paraschiv, și deputatul minorității rome, Cătălin Manea. La întâlnire au participat aproximativ 70 de delegații ai organizației din aproximativ 30 de filiale locale din județul Dâmbovița. A fost o întâlnire foarte bună, o întâlnire pe care am avut-o împreună la invitația domnului președinte Nicu Păun. O discuție despre județul Dâmbovița, despre comunitățile locale și despre reprezentanții Partidei Romilor în fiecare comunitate locală și chiar mi-am declarat deschiderea pentru a avea cât mai mulți reprezentanți în comunitățile locale, pentru că este normal să vină pulsul și toate nevoile să vină din comunitate pentru a dezvolta fiecare unitate administrativ-teritorială din Dâmbovița. Întrucât majoritatea liderilor organizației Partida Romilor Dâmbovița au fost prezenți și au avut fiecare în parte ocazia să-și spună păsurile comunității, ca să spun așa. O serie de probleme de la infrastructură, probleme legate de educație, probleme legate de locuri de muncă, prin care au fost aduse la cunoștință domnului președinte al Consiliului Județean, domnul Corneliu Ștefan. Noi sperăm ca în următoarea perioadă aceste probleme să fie rezolvate urgent, să trecem cât mai rapid de aparatul birocratic, pentru că sunt o serie de probleme care necesită urgentare, cum ar fi canalizarea sau apa potabilă în comunitate, inclusiv racordurile de electricitate în anumite comunități. Suntem în secolul 21 și încă avem comunități care trăiesc ca acum 100 de ani. Sunt probleme care sperăm că se vor rezolva cu sprijinul autorităților locale. Prin implicarea lor. Autoritățile locale și-au arătat disponibilitatea de a cunoaște și înțelege mai bine problemele romilor din județul Dâmbovița și interesul de a rezolva cât mai multe dintre problemele comunităților acolo unde este cazul. Reprezentanți ai etniei rome din mai multe comunități din județul Brăila s-au reunit săptămâna trecută la Căminul Cultural din Comuna Vișani, unde la inițiativa Asociației Partida Romilor a fost organizată acțiunea Femeia Romă între tradiție și modernitate, dedicată Zilei Femeii. La eveniment au participat președintele Partidei Romilor, Nicolae Păun, secretarul de stat în Ministerul Familiei, Bogdan Paraschiv, alături de președintele filialei județene, Leonida Mandache, și de primarul comunei. Cu acest prilej, președintele Partidei Romilor a transmis un mesaj aniversar femeilor rome și a subliniat rolul important pe care acestea îl îndeplinesc în dezvoltarea comunităților de romi. La acțiunea organizată cu sprijinul primăriei Comunei Vișani au fost prezente aproximativ 200 de persoane de etnie romă. Evenimentul a constituit o premieră în comunitate, fiind pentru prima dată când femeile rome au fost sărbătorite într-un cadru festiv cu prilejul zilei de 8 martie. Întotdeauna vișănenii au fost bucuroși, primitori pentru cei care au sosit în localitatea noastră. De aceea, sincer, mă simt onorat că am primit în comuna noastră romi din alte localități și de etnie romă, dar chiar și români au sosit, căminul este arhiplin și mă bucur că putem sărbători Ziua Femeii și totodată și Ziua Bărbatului, că astăzi este 9, în mijlocul acestor locuitori. Acțiunea de la Vișani face parte dintr-o serie de proiecte demarate de Partida Romilor în acest an, prin care este vizată implicarea și punerea în valoare a femeilor rome și tinerii romi. În județul Brăila există peste 25 de comunități mari de etnici romi, iar organizația Partida Romilor a demarat o amplă campanie de reorganizare a filialelor sale pentru a putea astfel sprijini rezolvarea problemelor cetățenilor romi și o mai bună reprezentare a acestora la nivel local. În fiecare comunitate deja am înfăptuit, să zic așa, sau am constituit filiala cu reprezentare
cu un număr destul de semnificativ, pentru că sunt foarte mulți doritori care vor să facă parte din mișcarea romilor și noi atunci am căutat să formăm grupuri reprezentative care să nu fie mai mic de 15 persoane. E, la acest grup vă dați seama că vor veni marea majoritate a comunității, da? Cu cetățeni de etnie romă și nu numai, care vor reprezentare pe baza numărului mare de etnici romi. Cu alte cuvinte, dorința noastră este ca noi să fim mult mai bine organizați și reprezentați la nivelul județului. Ceea ce îmi doresc eu să facem, nu facem altceva decât să încercăm să îmbunătățim situația comunităților de romi. Vreau să subliniez faptul că aici în Brăila avem și un primar de etnie romă care recunoaște foarte bine și mi-este prieten, chiar am fost la dânsul la primărie și am discutat și cu dânsul, adică niciodată nu a zis că nu face parte din etnie, ba dimpotrivă se mândrește, este un primar cu rezultate bune. Deci încă o demonstrație că noi putem, da? Important este să fim uniți, voință de acum încolo văd că avem, nu ne rămâne decât să muncim, să punem în practică ceea ce ne dorim. Transmitem tuturor cetățenilor din Vișan și nu numai din Vișan, din județul Brăila, care participă și care nu participă, le transmitem să aibă o primăvară frumoasă, plină de flori, însorită, cu dorință de viață și tradiționalul mesaj de la mulți ani tuturor domnișoarelor și doamnelor. O zi specială pentru doamne și domnișoare și le zic la mulți ani din tot sufletul meu. Sunt alături de ele și le voi sprijini cu tot ceea ce au nevoie. Mă refer la femeile rome. În primordial, ducerea copiilor către educație. Asta este unul din lucrurile mele importante pe care m-am axat de când m-am încadrat ca și activist rom. În comuna Vișan, din județul Brăila, trăiesc 2145 de locuitori, dintre care peste 700 sunt cetățeni de etnie romă. Femeile rome din județul Dâmbovița au fost răsfățate și puse în valoare în cadrul unei manifestări aniversare organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii de Partida Romilor la Târgoviște. Elegante și vesele, peste 200 de femei rome din mai multe comunități din județ au fost sărbătorite așa cum se cuvine. În deschiderea evenimentului, președintele filialei județene a organizației a transmis tuturor femeilor rome mesajul președintelui Partidei Romilor, Nicolae Păun. Alături de conducerea organizației județene a Partidei Romilor, la eveniment au fost prezenți atât primarul, cât și viceprimarul municipiului Târgoviște. De asemenea, au participat membrii organizației de tineret și ai organizației de femei din cadrul Partidei Romilor. Și mă bucur să fiu astăzi în mijlocul comunității rome din Târgoviște, din județul Dâmbovița. E o plăcere deosebită să vin aici la invitația domnului Răducanu, care este colegul meu în Consiliul Local Târgoviște. Ce înseamnă ziua de 8 martie pentru dumneavoastră? Ziua de 8 martie e o zi foarte importantă. Este ziua în care ne arătăm prețuirea pentru mamele noastre, pentru surorile noastre, pentru soțiile noastre, pentru fiicele noastre și ziua în care le mulțumim pentru că ne-au dat viață, pentru că ne-au educat, pentru că au grijă de noi în fiecare zi, pentru că ne suportă în fiecare zi. E o zi foarte frumoasă și o zi importantă pentru toată lumea, nu numai pentru femei. Ce le transmiteți femeilor rome, domnule Răducanu? Ce poți să le spui decât să le dea Dumnezeu sănătate, fericire, să fie puternici așa cum le-am cunoscut, așa cum umblu eu în toate comunitățile și ele îmi transmit întotdeauna cuvinte frumoase de laudă, pentru că ele sunt și mame, sunt și profesoare, sunt și educatoare, deci una peste alta femeile sunt totul pentru noi bărbații. Am vrut în această seară să le fac cu o bucurie, să simte și ele într-adevăr pentru câteva ore, câteva ceasuri, cât sunt femei, pentru că o parte din ele, cum știm, în comunitățile au destule probleme. Pe această cale le mulțumesc din suflet
le transmit multă sănătate și putere de muncă și fericire. Prin această acțiune, Partida Romilor le-a oferit ocazia doamnelor și domnișoarelor din Dâmbovița să se bucure de recunoștința și respectul pe care îl merită pentru implicarea și contribuția lor în dezvoltarea comunității. Este o mare onoare ca noi să organizăm Ziua Femeii Rome. Avem prilejul să stăm de vorbă cu ele, să le întâlnim, pentru că nu toată ziua le avem pe toate. Avem decât comitetul executiv, restul atunci când ne ducem în comunități. Ce să le spun? Multă sănătate, fericire, să aibă grijă de copii. Copiii sunt viitorul nostru. Mesajul meu pentru ele este să fie sănătoase, să le dea Dumnezeu putere și să țină aproape, că dacă ele sunt unite și mai mult de atât să susțină soții și familia, pentru că femeia este un element foarte important în familie. Emoționate, sărbătoritele au profitat de acest prilej pentru a ne împărtăși cum este definită femeia romă în cadrul organizației Partida Romilor. Este o femeie implicată, este o femeie frumoasă, este o femeie deșteaptă și sperăm ca de astăzi să lucrăm împreună și să facem multe lucruri frumoase pentru comunitate. Consider și este adevărat că femeile sunt o forță, sunt femei în funcții de conducere, femei care au luptat ani și luptă în continuare pentru multe, adică tot ce se poate face să fie bine, tot ce pentru drepturile femeilor. Și un mesaj în România. Te aveți, Bahtale, multă sănătate și mulțumim domnului Răducanu că s-a ocupat de această festivitate și întotdeauna răspunde atunci când avem nevoie, mai ales în educație, se implică foarte mult și nu numai. La Ciria, bună seara și bine v-am găsit eu în calitate de femeie romă, de profesor, de mamă și tot ce înseamnă cuvântul femeie romă. Vreau să vă mulțumesc tuturor femeilor pentru că sunteți o forță, de la femeie pleacă totul, este cheia ușii. Că sunt aici ca într-o familie, sunt de ceva timp și susțin această organizație puternică și vreau să fiu în continuare alături. Ce să spun, sunt mândră că sunt țigancă și susțin femeia romă. Aveți un mesaj pentru femeile rome? Da, să fie mai puternice și să iasă în față, să fie mai puternice și să nu mai fie timide, așa, să spună, să aibă un cuvânt de spus. We'll be right back.